Consilierii locali giurgiuveni nu s-au pus marți de acord cu privire la proiectul ce viza trecerea din domeniul public al municipiului în domeniul public al județului a terenului pe care ar trebui să se construiască mult discutatul campus preuniversitar Dual. Ședința a fost una cu scântei în multe momente pe un ton ridicat și cu diverse acuzații de o parte și de cealaltă. Pentru a fi aprobat, proiectul avea nevoie de votul a 2/3 din numărul consilierilor, însă cu 10 voturi pentru și 8 abțineri, acesta a fost respins. Supun la vot proiectul. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Proiectul nu a trecut. Declar ședința închisă. Mulțumesc! Argumentele părților implicate, dar și discuțiile în contradictoriu pot fi urmărite pe pagina de Facebook Live TV Giurgiu, întreaga ședință fiind înregistrată.